Bună ziua, dragii mei prieteni! Bine v-am găsit sănătoși! Eu astăzi vreau să vă arăt, cred că va fi cea mai bună rețetă care o am pe canalul meu de YouTube. De mult vroiam să vă arăt, dar cred că va fi cea mai distribuită rețetă de pe lume. Astăzi voi vorbi de cactus. La ce ajută această minunată plantă? Ajută la cancer. Cancer sau rac? Știți destul de bine și ați auzit, sunt multe persoane care ne lasă și se duc în ceruri pentru această boală. Această boală ne dobândește, ne dă jos la pământ și noi pierdem multe persoane, multe lume dragă din partea la această boală. Să știți că cancerul este lecuit, este tămăduitor cu această plantă minunată, cu cactusul. Această bucată este luată dintr-o plantă care e crescută afară, ea crește la mine undeva vreo 2 metri, poate și mai mult, dar am și așa tipuri de cactus care eu le cresc în căsuța mea. În orice cameră trebuie să ai cactus. Ce este planta de cactus? Ea absorbe gazele nocive, ea absorbe electromagnetică, așa se mai numește, adică radiația de la telefon, de la microunde, de la televizoare, că acum avem, suntem într-o modă mai generație, modă mai deschis și noi avem și telefon bun, și microundă bună, și computator bun. Deci această minunată plantă, ea fură, ea mănâncă toate radiațiile de la electromagnetice. Eu lucrez într-o... Ca să vă spun sincer așa, pe o bază, într-un lucru unde lumea se lecuiește de cancer. Da, este medicament că faci chimioterapie foarte mult, ca de păr, vă știți care este istoria la cancerul, dar persoana care are cancer, dacă mănânc sucul de la cactus, știți că este foarte bun. Persoana care nu-i bolnavă și e sănătoasă, doamne să fie sănătoasă până la adânci bătrâneță, dacă doriți, mâncați câte o linguriță, măcar o dată pe săptămână. Eu aceste floricele le cresc eu singurică și le pun eu singurică din așa semință. Da, cactusul are semințe, eu le cresc, eu le adaug, ele nu iubesc mult apă, le adaug frunze de dafină, le dau câte o bucățică de drojdie, le adaug frunze de ceapă, știți care este ceapa, deci eu nu arunc și o adaug. Și ele cresc foarte bine, ele iubesc uscatul. Dar dacă mănânci o bucată de cactus, e foarte, așa are un gust specific și multă lume cu siguranță n-a să-l iubească. Dar credeți-mă că această bunătate de cactus este foarte bună pe sănătate, pentru sănătate. Faceți cu blânduri, faceți cu sucul, faceți, tăieți o bucată. Deci, o bucată așa de cactus, iar două comprimante, ori două capsule pentru combaterea cancerului. Credeți că este foarte bună? Dacă ați mă întrebat, Zidana, este scârboasă. Nu este scârboasă, eu vă arăt că mănânc și eu o bucată, că toate plantele care eu le cresc, toate măști care le vă arăt, sunt testate pe mine. Așa. Ei este ca un pepene, un castraveț verde, deci nu este deloc scârboasă, pentru minim. Dar dacă tu socoți că este scârboasă, deci adaugă o bucată de ananas, o bucată de lavandă, o floare de lavandă. Așa, eu am acea lavandă crescută în casă, aici mă întreb Zidana cum o crești. Pe canalul meu de YouTube mai este un video cum eu cresc florile în casă, dar credeți-mă că această bunătate de cactus este foarte bună. Ai să mă întrezi, Dana, eu nu am așa bucată. Eu iau așa câte o bucată, apoi o dau prin blender și fac un suc verde minunat. Eu vă arăt imediat. Dar dacă tu ai așa cactus sau așa cactus, da, el este foarte înțepător că are aci. Asta nu are aci, că este mașcat, este crescut în țară caldă și el crește la 2 metri. Sunt diferite familii de cactus. Așa, poți să mănânci, să scoți. E cam greu, dar cu siguranță o scoți. Început să vă spun că eu lucrez într-un spital, să zicem așa, că să mă înțelegeți, acolo tămăduiește bolile de cancer. Cu
această plantă, ei au plantații, eu sunt la momentul în Portugalia, ei au plantații care cresc cactusul și fac foarte mult. Litri, kilograme, toni, persoanele vin care sunt bolnave de cancer în acest spital și ei lecuiesc cu această, măduiesc cu această plantă. Dimineața un pahar, amiază un pahar cu sucul de la această plantă și seara la fel. Deci este încetinită ca să obiei cine este bolnav de cancer. Multe persoane, într-adevăr, suferă de această boală și ne lasă ca de păr, trebuie să facem, este o chimioterapie foarte puternică, este o terapie, un șoc a corpului, dar să știți că cactus, orice cactus care îl aveți, ea nu este o floare foarte iubitoare, fiindcă ea nu înflorește. Dar o bucată de cactus, siguranță, vă ajută să vă vindicați. Deci eu vă sugestez persoanele care nu au cancer, care, mă scuzați, care nu au această plantă bună în casă, o aveți lângă microundă, lângă computator, lângă telefon, în orice cameră. Eu am în orice cameră această plantă. Credeți-mă că e bună. Cum fac eu sucul din cactus? Eu așa, bucata, eu o curăț, fiindcă eu am norocul să o am mai mare, da? Cancerul ajută foarte mult și la reumatism. Cine știe ce înseamnă reumatism? Reumatismul este o boală de oasă. Deci dacă bei 100 de grame pe săptămână, ori chiar o lingură pe zi, este perfect. Așa, ei este ca un pepine verde, nu arată rău, e ia undeva se întinde, fiindcă are un gelatină, are foarte multe beneficii intrinse și este bună. Așa, eu fac în așa mod, mai tai din trânsa, să fiți atenți că este înghimpoasă, da? Dacă ai posibilitatea să o îngheți, o poți îngheța, dar cel mai bine o servești proaspătă. De exemplu, eu am mulți cactus, eu când nu am cactus am posibilitatea să o iau așa cum e el, eu scot cam e cu greu, asta are mai puțin, asta are mai mult, cam cu greu, acesta este mai puțin, toate cactus care le-am aici sunt crescute de mine și mai am în casă, nu sunt atâtea. Și le scot toate acele, că iau niște ace, când ghimb foarte tare, foarte dureros, și cu cuțitul încet și le scot și fac câte un suc. Așa, e câtele, da? Și eu fac cu blenderul meu un suc. Este foarte bun și pentru slăbire, dar mai ales pentru durerile de oasă. Așa. Deci eu am luat o jumătate de pahar de apă rece și am adăugat bucățele mele de cactus. Le tai mai mărunt ca să poată blenderul să le bată. Și deci eu servesc acest suc de cactus. Credeți-mă că acest suc de cactus previne cancerul și lecuiește cancerul. Eu am avut ocazia să văd ce înseamnă plantație de cactus, eu știu cum este, cum crește plantația de cactus, ea nu-i trebuie multă apă, dar este foarte, foarte benefic. Și fac sucul meu. Mai adaug unul, două, până când fac tot fructele. Deci sucul meu este gata, el arată ca o limonadă, arată foarte bine. Mi-a rămas aici încă două bucăți, aceasta pot să o îngheți, dar eu am noroc să o găsesc afară. Persoanele care nu găsiți afară, puteți să le plantați, o să o cumpărați din orice magazin care aveți voi de florării. Deci mă întreb, Zelena, nu este scârbos? Nu este scârbos, este flori, este foarte plăcut pentru mine. Eu o socot că este bun, că nu mă tem de așa chestii, mă tem de oameni răi, dar de așa bunătate și leac nu mă tem. Am pus o floricică de lavandă ca să arate mai bine, am pus o bucată de frunze de mintă rece, așa lavanda e așa, o mai arăt încă o dată. Ea este parfumată, o cunoașteți foarte bine și vă arăt cum beau eu. Uitați-vă, nici nu stâng camera, vă arăt. Credeți-mă că este nemaipomenit de bună, mai ales pentru zahăr, diabet, pentru cancer. Zahăr, diabet, reumatism, cancer, dureri de oasă, este perfect. Credeți-mă că el este foarte gustos, nemaipomenit de gustos. Mai ales pentru bolile de piele, dar deci pentru cancer,
cancer, zahăr, diabet și reumatism este pe primul loc. Eu vă salut cu mult drag, vă doresc mult sănătate, vă rog, chiar distribuiți acest video, nu este multe 10 minute, dar las știi toată lumea, nimeni să nu mai fie, să nu mai bolească de cancer, toată lumea să fie sănătoasă, această minunată plantă tămăduiește cancerul și zahărul, diabet. Distribuiți să ajungă la toată lumea, la tot globul pământesc să fie sănătoși, să nu moară nimeni, să nu mai există moarte pe pământ. V-am salutat cu mult drag, Zidana, vă salut, vă doresc multă, multă sănătate și... Video următor este un video despre eucalipt. Aici, imediat îl fac să vă arăt cum arată eucaliptul și unde crește. Am un braț foarte frumos, vă arăt imediat. Uitați-vă ce braț de eucalipt am eu. Eu imediat fac o rețetă, vă arăt ce înseamnă eucaliptul. Eucalipt sunt mai multe frunze, mai multe specii, dar vă arăt bunătatea lui pentru piele, pentru rășeală. Cu mult drag, Zidana!